Hello India. Mamă, nici n-am ajuns bine de un sfert de oră și deja suntem stresați până la maxim. Șoareci în cameră și așa, încă nu știm. E un pic ruptă, e ok. Nu te mai uita, că ți-am zis că uite-te, sunt rupte și așa. S-a transformat într-o aventură totală. Deci gata, să mergem, Iasmina și ascunde telefonul la sutien. Da, se vede. Deci am fost refuzați pe motiv că avem prea mulți bani. Mama mia, câta coadă aici la aeroport să facem îmbarcarea și să dea un pic în întârziere. Ce emoții, ce nebunie a fost astăzi până acum. Sperăm că o să fie tot ok. La revedere, Laos! Gata, ne îndreptăm acum spre Thailanda și apoi spre India. Au luat-o pe Iasmin ce viteză a luat, nici mai pot să opri deja. Suntem gata de plecare, ne îmbarcăm. India, here we come! O, Doamne, hai că am reușit să ajungem și în avion. A fost o întreagă aventură. De azi dimineața, Iasmin, am făcut bagajele, le-am împărțit, le-am echilibrat, le-am zăpăcit. Eu am fost să schimb banii, să scotă pe carduri, că în India au ăștia niște tarifele astea fabulos de mari când scoți banii de pe card. Și în final am reușit să ajungem la super limită, Doamne ajută. Suntem acum în avion, mergem spre Bangkok, unde o să avem o escală și mai apoi o să ne îndreptăm înspre Kolkata, înspre India. Hello, hello India, mamă ce fog e pe aici, ce nebunie. Hai să mergem. Ia uite, ne așteaptă cineva de aici, Iasmin? Din păcate nu. Hai să vedem cum ne ardă ăștia la taxiuri acum, că ce nebunie se întâmplă noi, să știi. Mamă, nici n-am ajuns bine de un sfert de oră și deja suntem stresați până la maxim. E capia, vor tot să ne ardă la cursul valutar, la taxiuri, la... Ce vorbești, măi, jungla aici totală, deci... Sunt ciudați. E târziu și câtă bară pe tine, e horror. Mama mea, de când am ajuns, zici că a trecut o săptămână. Am reușit de m-am milogit la un top, la o fereastră, l-am văzut că avea un Range Rover așa mai dificil și am reușit să schimbăm $20 la un curs bun, pentru că aici te ard grav de tot. Și stăm acum la o coadă să luăm un fel de prepaid taxi. La cursul BNR, nu știu, yes. Și e nebunie totală, Doamne, și acum să vezi aventură, că poate ajungem la hotel și nimeni acolo să ne facă recepția, că deja e târziu. Uitați-vă la aia, cum... Doamne, ce fericită sunt, ce bun e patul ăsta! Doamne, deci avem mare noroc... Se și fumează în cameră, ce deci avem mare noroc că la prima noastră cazare la care am ajuns în India, avem parte... Mă rog, avem noroc, cine știe dacă ridicăm perna? A, bine, da, nu, hai să nu ne uităm prea în profunzime. Deci, beleaua pe aici, prin India, este că... Deci, pentru noi, victoria cea mai mare nu e că... Cacofonia. Dar că era deschisă, pentru că ne-am citit atâtea recenzii în care oamenii au fost lăsați în mijlocul nopții, au fost dați afară, că de fapt făcuseră rezervare pe booking, dar nu făcuseră, plătiseră avansul, dar nu plătiseră, tot felul da, de, numai de chestii și am citit atât de multe lucruri încât ne-a fost super frică. Da. Mă rog, șoareci în cameră și așa, încă nu știm. Dar nu știu, lasă, am citit tot felul de povești de genul. Da. Și acum, deci ca idee, două noapte, da. Oameni buni, deci ca să înțelegem despre ce discutăm aici. Camera asta pe care o vedem în momentul de față costă o grămadă de bani. Costă pe noapte cât îi dai bine? $26 mâncare arătată, adică $26 noi în Bali. Noi vedem $26 în Bangkok, în Chinatown, la un hotel de 3 stele care avea cameră din aia. Da, mă, frate, nu se compara. Deci la $26 e aproape de balaur, dar e bine față de ceea ce se putea să fie. Adică, am găsit la 35 care aveau recenzii, deci era îngrozitor ce citeam. Da. Iar până am ajuns aici... Dar avem plasmă, uite, ai văzut? Da. Ne faci și tu turul, ce filmezi? Adică... Păi te filmăm mai pe tine cum te întinde pe parte. Păi da, uite, și avem poți și să-ți plasmă. Faci și masaj. Avem și, deci poți să filmezi în cameră, îți face domnul. Da, super simpatici, domnule, la cază. Noi am filmat azi. Și nu ne-au luat banii acum, nu a fost banii, nicio problemă. Chiar bine, avem noroc, avem noroc. Dar, încă o dată, dacă te uiți în profunzime și așa, pe aici, na, ce să, hai să nu se vadă la filmare. Avem și apă. Geamul e un pic portat.
Hai, eu sunt cu jumătate de cămașă. Alex, deci eu încă sunt fericită că nu ne-a deschis cineva. Deci dacă noi rămâneam cu băieții din față, care arătau ca din filmele cu mafioți indiene, și hotelul ăsta era închis și așa, nu știu ce ne facem la ora asta. Noi n-avem SIM card, n-avem nimic. E un pic rupt. Bine, ok. Nu te mai uita, că ți-am zis că uite-te, sunt rupte și așa. Da, pune-mă o față de pernă, da, pe el, da, ok. Pune-mă din asta, cum zice, un prosop. Un prosop și prosopul ce te face să crezi că e mai curat? Ia mă, frate, să mă la prosop. Deci nu te mai uita. Nu mă mai uit la nimic. Știi ce ne scăm ăla? Ninja trebuie să nu mai vezi. Ninja, exact, asta a fost expresia. Hai că ăsta e mai ok, prosop. Pare că voi fost folosit de cineva, dar nu-i plăcut, dar... Ba, uși, frate, la câți bani plătești, da? Alex! Da, ok, ok. Deci, cum a zis băiatul ăla? Închide-o tata, aerul ăsta, condiționat, că nu mai vor. Ne-a zis băiatul ăla cu care ne-am întâlnit că în India trebuie să înveți să nu mai vezi lucruri. Cam așa ceva. You have to unsee stuff, așa. Exact. Deci, pur și simplu, te pui, închizi lumina și... Ai încheiat ziua. Hai, noapte bună, somn ușor, mulțumim că ne-ați urmărit până aici. Închidem lumina acum în curând, mulțumim, am rămas cu jumătate de cămașă așa pe aici. Hai, închide lumina. Nu închide, chiar acum stai să-mi zic și o frază de închidere. Da. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Am ajuns și în India într-un final. Un subscribe. Apreciem. Am ieșit, da? Am ieșit pe stradă, așa prima noastră interacțiune de când am ajuns în India. Am ieșit așa în fața hotelului, practic. Și e așa multă smog în atmosferă. E multă poluare. Doamne, doamne, și e răcoare, așa, doamna aia mergea răscuță pe stradă. Și este, da. Tu vezi cât praf e aici, tu ai fost cea mai petel? Deci te simți ca într-un platou de filmare aici ce se întâmplă pe stradă. Timp în care băiatul a venit să studieze masterul la criptologie care ne-a adus aseară. Da, exact. Deci sunt atât de mari extremele aici, e ceva fabulos. Suntem încă un pic cap, ia, uite și taxiurile. Bine, taxiurile astea sunt cum erau pe vremuri la noi, varburturile, cine le-a mai prins. Sunt niște taxiuri alea super robuste, pentru că practic drumurile pe aici nu prea există. Și tuk-tukurile și autobuzele, ia uite ce știu ce. Ce imagine. Da. Primul nostru contact ne place, e interesant, adică... Va trebui să purtăm măști, că e poluare masivă aici, că m-a usturat un pic gâtul aseară, deci poluarea e la cote maxim aici. Dacă te uiți în atmosfera așa zici că e ceață, dar de fapt e fum. Da, uite, oamenii ador pe stradă acolo, vezi? Niște pături. Da. Deci acolo în zare sunt niște pături cu niște oameni care ador pe stradă. Cam atât, am luat așa un pic pulsul, mergem să mâncăm puțin. Nu știm cine este încrezi și cine e ok. Nu știm cine este încrezi, exact, aici este o aventură continuă. Deci dacă până aici ne-am descurcat noi cu bine, de aici Doamne, trebuie să ne descurcăm și mai cu bine. Nu avem un plan prea coerent. Nu avem un plan prea coerent. Important este să supraviețuiești zilei, cam asta e planul. Și poluarea fonică e masivă, adică se claxonează, se merge pe contrasens, tot tacâmul, tot ce trebuie. Deci trebuie să avem... Dar de unde știi care e sensul? Că eu poate îl mergea... Dar nu știu, dar cert este că noi... Merg pe ambele zile... sensuri, poate e cu două sensuri. În primele zile, noroc că avem și niște prieteni pe care ne-am făcut în Thailanda. În primele zile ne-am propus să explorăm așa, dar cu pași mici. Pentru că aici în Kolkata, că noi zicem în România, cu cel puțin mama și aici, Calcuta, dar în Kolkata, cum îi zic aici local... Kolkata. E foarte interesant. Deci fiți alături de noi. Noi tocmai ce am început ziua, va fi sigur niște vloguri cel puțin foarte interesante în care pur și simplu vom lăsa lucrurile să se întâmple. Adică, da. Deja se întâmplă. Yes. Yes. Ah, okay. Okay, thank you, sir. But the guy is not. Wow, it's so. This is the your complete breakfast. Ah. Mamă, ce ne-a dus omul aici, uite-te băieți, din servire ca la 7:30. Ia uite, wow, good advertising, now looking better. Guides are not known. Oh, okay. Thank you, sir. Okay. He gave us one. Oh, go, I'll give that tea later, okay, sir. You need a sugar, is there? Thank you. I'll give that later to you. Okay, bye. Thank you, bye. Sir, thank you. Okay. Mamă, deci uite ce... Se grăbea, zici că mă adic eu ce mai încolo.
Mamă, deci hai că ne-au mai fiat de ce servire la cameră, scuzați. Dar deci omul ăla săracul ne-a dus felile de pâine, arată care era primul nostru breakfast. Deci în primul nostru breakfast au fost practic aceste felii de pâine, într-o... Și i-a trimis la speriat, a zis, mamă, ăștia cam asta e tot. Ignorați dezastru și, din cameră. Și un ceai, deci, un ceai, deci a scos Iveicul și mi-a preparat o cameră. Uite ce vecini avem. Arată bine. Dar știi ce nu m-am gândit? Adică m-am gândit, dar n-am avut timp. Trebuia să-i dau cănuța, că el mai avea ceai. Da. Dar mi-a dus doar o cană și s-a zis că mi-a duce după. Hai că ne-am început dimineața cât de cât dezorganizat, dar organizat într-un final. Am luat-o așa, ușor, dar e bine. E safe? Te-ai mâncat oare? Doamne ajută. Hai, arată bine, mă bag. Mă bag. Mi-e o foame, n-am mâncat de 12 ore, cel puțin. Da. Thank you. Adresa. Ai văzut săraci ce s-au repezit? Uite aici că sunt porumbei, sunt în templu aici sau ce au vezi? Stai că ne urmăresc comic. Ne urmăresc un rom. Sorry. Wow, cât de mulți porumbei sunt aici la templu. Și era un om, tot așa, părea indian, mai țin minte, cu barbă și coloracile, dădea porumbei la templu. Exact, o, uite cât sunt. Deci asta e ideea de aici, de la templu, pe dreapta. După aia apar efectiv, nu știu de unde, sar nu știu câți oameni și te încolțesc, să-ți ceară toți și singura ta scăpare este urci într-un taxi și să fugi. Da, deci am făcut mai devreme un gest în care am dat niște mâncare, adică noi am primit mai multă mâncare și am păstrat din ea și am dat-o către niște oameni ai străzii. Numai dar că... noi știm unde mergem acum, unde da, e tot înainte la Sweet Store, tot înainte. Și unde? Tot înainte și pe dreapta. Ah, ok. Și au venit o grămadă de oameni, nu mai scăpam de ei, așa, sunt foarte... Străgea de tine, era proprie, te-a tras de ghiozdan. Sunt oameni amărâți, ce să zici, oameni care au nevoie, na. E complicat, dar vrem să arătăm lucrurile așa cum sunt, iar zgomotul de aici, de pe străzi, sigur o să afecteze calitatea sunetului. Da, asta e farmic. Da. Era să te ia. Cum mă truc? Deci aici să fii pieton, trebuie să fii foarte atent pentru că nu oprește nimeni. Autobuzul indian. Care e faza? Mamă, deci de când am ieșit, e ceva care se întâmplă la fiecare secundă pe aici. Efectiv, n-ai cum să te plictisești, cam așa arată o zi normală în India pe străzi. Sunt lucruri care se întâmplă peste tot, adică efectiv oamenii iau apă, oamenii și alții circulă pe aici, unul își face freza pe acolo. Erau să ne calce vreo două motociclete până acum. N-ai mă frate cum, ce să... Fabulos ce se întâmplă aici. Place? Nu știu, sunt șocată. Ești șocată? M-a luat amețeală, îți dai seama. Și toate claxoanele. Da, e foarte multă poluare, fonică. Nu înțeleg de ce mergem pe stradă. Păi pe aici se poate cicla mai bine, că pe acolo nu vezi că nu-i trotuar sau te mătură sau de aia. Ideea este că o misiune care putea fi destul de simplă, adică să găsim un SIM ca să ne punem net pe telefon, s-a transformat într-o aventură totală. Taxiurile astea, uite de ce mișto sunt. Nu te plictisești pe aici, asta e clar.
Să sperăm că rezolvăm rapid treaba cu cartela și ne putem vedea de... Deja rapid nu mai e opțiune. Nu mai e opțiune, da, s-a dus, s-a dus. Dulei pe aici, nisip, construcții. Oh. Și uitați-vă la ei cum se uită la noi, adică suntem niște rarități pe aici pe stațiune. Vrei să nu te bagi la omul ăsta în piscină aici. Hai să traversăm sau încă nu? Ia. Mamă, și o grămadă de oameni amărâți, adică și la semafor, uite, e familia aia acolo care stau efectiv pe refugiul ăla. Ei nu știi. Hai să traversăm. Ia uite-te în dreapta ta. Îl vezi pe domnul cum e din dreapta? Ce interesant! Păr pe jos, pe aici s-a tuns cineva. Nu se știe. Care e mișcarea. Hai bine, hai, vino, hai. Hai să traversăm, hai acolo, hai să traversăm. Oh, sorry. Hai, trei cu a doua, hai. Hai bine, hai că aici vine Becca. Hai să nu știu de fadoa să nu știu la... Sorry. Mama mea, ce aici la... Dacă dai să nu mai scapi, hai de 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 nu Doamne Dumnezeule, deci am ieșit din hotel de aproximativ o oră, cred că. Nu știu, poate 3 ore. Nu știm de cât timp am ieșit din hotel. Și între timp s-au întâmplat o grămadă de lucruri. Deci am fost hărțuiți de vreo 10 copii, nu știu. Mai și... bine de atât. Dar hărțuiți, la modul tras de noi, urmăriți. S-au agățat de mână. Ne-au urmărit vreo 500 de metri. Și ne mai și așteaptă câțiva, că ne-au și văzut eu. Ne-au ochii pe stradă deja. Cine? Uite în față, uite. Deja noi n-am ieșit pe stradă și ne așteaptă deja alții. E copleșitor, dar în egală măsură cam asta e viața aici. Adică, și dacă vrei să ajuți un copil, imediat vin încă 20 și nu poți să scapi, se agață de tine. Nu poți să ajuți pe toată lumea, asta e chestia. Și ne fac să-i simțim și vinovați că
Noi am vrea să-i ajutăm, știi, dar... E foarte... E prima zi, adică dacă astăzi dau la 5 copii de mâncare, mâine dau la 15, mâine la 15, mâine la 5, bine, efectiv... Bine, să mai avem noi ce să... Pe mâine ne întoarcem acasă și fetița asta e în față, nu te uita. Da, vai. E fetița în albastru care e pe fundal, e aici. Vai, ce facem? Nu știu, deci nu mai pot, ți-am zis, dacă e doar ea și încă ne urmărește, mergem să-i luăm de mâncare, dar doar ei, pentru că... Da, avem ce șansă, că ea e cu alți... Dacă sunt oameni în jur... Ea e cu alți copii acolo. Nu știu, o să le zic lor așa, da. Complicat, doamne. Aștept acolo, jur că s-au adunat o să ne aștepte gălății. Mama mea, sunt comitet. E mi-e frică. Hai, ești gata să mergem, Iasmin își ascunde telefonul la sutien. Da, se vede. Hai, pune-l undeva bine să te văd. La kilot. Deci cam așa e treaba pe aici. Dă-l la mine, că-l ține la mine. Ține aici. Așa, și ține așa. Hai, ești gata? Nu. Hai. Vrei să ce? Să ne cumpărăm un polițist? Da. Simt că am nevoie de protecție. Asta e chiar bună, să vii în India și să ții... Dacă sunt copii, poți să lași garda jos, știi? Da, exact. Adică te emoționezi, vrei să-i mângâi, să nu știu ce. Și poți să te fure sau poți să ai pe alți oameni mai mari sau nu știu. Da, cam așa povestea și mama, care că tocmai ce s-a întors din Brazilia, că majoritatea infractorilor erau minori. Vrei să vedem aici Access Bank? Hai să vedem. Ideea e că nu poți să schimbi bani pe nicăieri, adică toate băncile pe care noi ajungem, practic, sunt bănci care fac mai mult forex trading, dacă vă dați seama da, așa ceva. Da, uite forex trading. Incredibil, da. Deci, practic, băncile de aici nu fac activități normale, fac activități de tip forex. Da. Deci asta e ideea principală, că aici băncile, practic, schimbă banii pentru forex, pentru acțiuni. Deci e ceva total atipic aici. Băncile nu fac activități bancare, băncile aici schimbă stocuri. Asta e maximul. Este mașina lor națională, care este transformată și în taxi de multe ori. O mașină foarte frumoasă. Nu știu exact de ce companie este fabricată, dar arată super retro așa și încă se pare că își face treaba cu foarte mare succes. Nu știu exact cum se numește, Ambasador Classic scrie pe ea. 1500 DSL, mamă, avea un motor de 1500 pe ea. E micuță totuși. Da, foarte frumoase sunt aceste mașinuțe. Noi tocmai ce am fost acum să ne luăm aprobarea, bine, e un fel de factură de la hotel ca să putem să mergem să ne cumpărăm un SIM și deci claxoanele încă continuă. Este efectiv, creierul meu fierbe de azi dimineață, sunt buimac și cu copiii de pe străzi și toate cele suntem foarte copleșiți și n-au trecut decât câteva ore de când am sosit aici. Gheozdanul l-am mutat pe față pentru că ne-au spus să fim foarte atenți la bagaje și la ce avem la noi ca și chestii de purtat așa care să atragă atenția. Camera mi-a legat-o de mână de vreo 4 ori și mergem să încercăm să vizităm ceva pe ziua de astăzi, poate și reușim. În India asta o repetăm și o spunem foarte, foarte clar. Totul este mult mai complicat decât pare, adică o chestie care ar trebui să fie simplă și să se întâmple așa rapid, nu. E un întreg, ce să zic, amalgam de lucruri care se întâmplă pe aici. Până una alta, Iasmin s-a dus și masca, pentru că am uitat-o. Și cam asta se mai întâmplă pe stradă, ori de întorci cadru, se întâmplă ceva. Adică lucrurile sunt în mișcare permanentă. Nu există un moment în care să zici că nu se întâmplă ceva pe străzi de aici, din Kolkata. Bate-ți pastoarele, am văzut cum era. Dai, bate-ți, da? Dar pastoarele, fericite sau pastoarele? Am bastoane de aia si poate cu bastoane. Ba, ajutorul saraci pe bărbare. Sigur de aia. Primești ceva de mâncare. Da, Nu o să știi niciodată ce-ți pe. Da. O mai adică. O mai adică.
suntem pe drum spre Victoria's Secret, spre Victoria's Palace. Dar uitați-vă ce frumos mănâncă oamenii aici pe stradă. Yasmin își va găsi cu greu calea spre a avansa. Se mănâncă frumos așa la buza crapului. Uite ce au pe aici, roti, chestii, tot felul de bunătăți. Mănâncă oamenii neștire. Unii se mai și bărbiereau mai devreme cu briciu. Alții mănâncă lângă ei. Distracția întoi. Iar circulatul pe aici este o adevărată aventură, pentru că trotuarul nu prea există, sau dacă există, dispare de multe ori. Mai e un copac, mai e câte o chestie. Noi stăm undeva la 3-4 minute de distanță de mers de locul în care vreau să ajungem să vizităm. Și de azi dimineață, practic, până acum nu am reușit să facem treaba asta, pentru că n-am făcut altceva decât să căutăm unde să schimbăm banii. Și na. Eu stai curioasă cum se aude vlogul ăsta. Deci vlogul ăsta o să fie cel mai praf vlog din punct de vedere al sunetului. Cel mai epuizant. Și epuizant. Dar cam asta ne aud nouă urechile noastre cam în fiecare minută în care mergem pe aici. Și când încercăm să dormim. Exact. Și noaptea și ziua. Mereu, mereu. Un costum de la de-al domnului polițist care e îmbrăcat în alb. Credem noi că rezistă maxim o oră, două, cine știe, hai pe acolo pe trotuar. Cam așa, cam asta e viața de turist pe aici. E, și iată că drumurile ne-au adus și la Catedrala Sfântul Paul. Efectiv, am obosit de când am ieșit pe stradă. Suntem în prima zi de acomodare și vă spunem sincer că ușor nu e, mai ales genul ăsta de... Îl facem noi așa de vizitat la picior, în care mergi pe lângă... Păi și ce, dacă stăteai în trafic cu ăla, crezi că era vreo... Nu, mă refer că dacă erai cu un autobuz, cu un autocar, cred că trebuie să plătim. Cu vreo chestie asta de te lua din punctul A în punctul B, era poate mai lejer, dar așa, e complicat să mergi la picior pe aici. Și o să plătim o taxă pentru a plăti la biserică. Păi și mai plătim? Păi nu știu, putem să vedem și de aici. Abona, ia să vedem cât costă. 10? Da. E super ieftin. Uite aici. De 60 de bani costă intrarea aici. Yes, but we don't have. No have. Just 520. Donation. Donation. No. No have donation. This. Nu ne lasă să intrăm, că avem prea mulți bani. Then we don't go. Ok. Deci am fost refuzați pe motiv că avem prea mulți bani. Ok. Thank you. N-am mai fost refuzați, se pare că ne-a lăsat să mergem. O fi pus doamna de la ea. Deci care a fost problema? Că nu avea să ne dea rest, noi aveam 200. Și după aia să dăm. Noi trebuie să mâncăm și noi, vorba aia. Adică, ca să înțelegeți aici, să noi mănânci... Noi suntem în pierdere foarte rău cu banii. Da, suntem pe minus rău de tot. Banii plătiți. Totul e pe minus. Mă rog, hai să ne bucurăm de ce e aici. Wow. Aceasta este, deci, Catedrala Sfântul Paul. Suntem într-un moment în care vrem să ne bucurăm de cele care sunt mai departe de lumești. Și arată foarte, foarte bine. Hai să-ți faci niște poze, Yasmin, aici. Ce părere? N-ai chef? Yasmin, sărăcuța, este acum epuizată. Uite ce drăguț e aici. E o mașină... E super frumos. Uite, mai ales din unghiul. Da. Ia uite ce frumos are. Mașina aceasta plină de flori. Apropo, e o mașină care cred că e mortuară, am înțeles. Da. Păi cred că are un sicriu în spate, dacă nu. Nu știu sigur. Hai să vedem, ia. Dacă nu, cumva este o mașină... Da, pare că... E cu un eveniment nefericit. O să intrăm acum, unde zice că nu e voie să fotografiez sau să filmez, dar de dragul comunității o facem.
Sunt și păsări înăuntru. Vedem că toată lumea face poze pe aici, așa că ne-am adaptat. Așa arată catedrala interior. Hai să vedem cum este și altarul. Trebuie să ne luăm parte, că o să treacă probabil preotul sau cine va fi aici. Se pare că este o mormântare, acum este dus la mașină defunctul. Dumnezeu să o odihnesc. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Am ajuns în fața altarului. N-am reușit să mai ajungem unde ne-am propus, pentru că la palat era ceva de succes, ce ai zis, era o... Ce era la palat? Era un summit, o chestie asta internațională și n-am putut să intrăm, dar mâine o să reușim. În schimb am venit aici vis-a-vis, unde este un parc, soarele apune, acolo sunt niște fântâni astea cu apă, ne-am pus și noi așa în fund, ne-am luat o alună în asta la ziar. Mi s-a pus aici un cumătru în fața noastră care se uită la ce facem, oamenii se plimbă cu calul, cai, mă distrat și clădirea asta din față, ce simpatică e, ce urbanism au oamenii ăștia, de unde a apărut o clădiroacă în asta așa dreaptă, zici că e o piesă de Tetris. În față copiii joacă tenis, joacă, cred că un fel de baseball și ne bucurăm așa de o după amiază aici, alături de localnici, simțim așa vibe-ul local și asta mi-e place tare mult. Iasmin între timp să rămână de ea încă în căutarea unor locuri unde să putem să mergem, să fie totuși mai curățele așa, pentru că ne-am propus să mâncăm mai puțin, în orice caz vrem să mâncăm clar mult mai puțină carne și să putem să mâncăm ceva curat, să nu cumva să avem probleme cu stomacul pe aici. Ne distrează că suntem înconjurați în permanență de oameni, vin să uite la noi ca la exponate, zici că suntem ciudățenile zilei, dar asta ne face cumva să fim fericiți și în același timp să fim conștienți unde chiar suntem. Chiar acum avem un domn care se uită pe la noi, e curios de ce facem noi prin zona asta. Și da, cam atât de aici. Sperăm să găsim și un loc bun unde să mergem să mâncăm, să vă arătăm ceva, da, mâncare indiană. Participanții, aici o fată are o lucrărie cu care se prezintă. Toate dansurile din zonă, la un loc aici. Ce de viață, ce bucurie, ce nebunie. Thank you.
incredibil, dar am ajuns și noi într-un final la masă, nu știu cât de bine se vede lumina. Am zis să mâncăm ceva dietetic, am ales să împărățim în doi oameni niște ceapă, niște ardei, niște lămâie. Glumim, avem și în continuare să vină niște mâncărică. Doamne, și aproape e liniște aici. Cred că încă se aud un pic de muzică pe fundal, dar clar se aud și claxoanele. Zici că e așa revoluție ce se întâmplă afară. Un restaurant destul de discret ce a găsit Iasmin pe aici până la cazarea noastră. Și ne bucurăm așa de un moment în care ne dăm seama că aproape am făcut nimic astăzi, dar totuși... Suntem epuizați, rupți în gură, nu așa, în orice caz, suntem și aproape de hotel, deci după ce filmăm acest mini-material, sigur leșinăm. Ia că avem și mâncare, ne servește domnul așa ca pe niște boieri aici, uite ce, nu se vede deloc lumina că e beznă aici, nici nu știm ce... Ok. Ia, lasă, ok. Tu mi-ies. Ca să înțelegi și noi cum se mănâncă, băi, ați vin că după aia ne apucăm și mâncăm... Aha. Good. Hai la mine de să-mi lasă așa, ca să... Băiatul a crezut că sunt eu mai... apric, să-mi punem el. Thank you. Not. Ok. Deci cam asta e tot ce avem noi pe ziua de azi. Thank you. Deci asta e tot ce am comandat, Iasmin? Da. Ne-a Dumnezeu sănătate, ne întoarcem băț de aici, ne întoarcem slim fit direct. Deci ai o zeamă din asta, ai o zeamă din asta, ai niște puinică din aia și Doamne ajută. Oameni buni și frumoși, am ajuns și noi în cameră, mi-am făcut un duș cu apă rece, dar nea rece, rece. Acum să vedem dacă o să-i dea de cap pentru Iasmin măcar. Sper că Iasmin o să joacă cu apă caldă, caldă. Exact, că eu am făcut proba cu apă rece, rece. A fost o zi, fai de cap, îngrozitor, de obositoare, suntem praf de la ora 7, 7 și jumătate chiar. Deci ne-a luat somnul deja, ne pregătim pentru ziua de mâine, cine știe cine mai așteaptă, nici nu știm ce să zicem, ce planul să mai facem. Cert este că noi vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi, cam asta este adevărata Indie, adevărata fața Indiei, să spunem așa, chiar cea nevăzută. Acestea fiind spuse, noi vă pupăm din micul nostru bârlog, ne băgăm la odihnă să fim gata pentru ziua de mâine. Nu uitați să dați un subscribe, pentru care vă mulțumim tare mult, să dați un like și un comentariu în care să ne spuneți cum vi s-a părut ziua de azi, cum vi se pare India văzută de la firul ierbii, cum îmi place mie să spun, The Real India, aici Alex și cu Iasmin vă salută cu drag, ciao, ciao!